dragii mei, bine ați venit din nou în bucătăria mea. Astăzi vom face brioșe. O să fac jumătate cu fructe și jumătate cu ciocolată. Pentru asta avem nevoie de o cană de lapte, 3 sferturi de cană de zahăr, 2 cani de făină normală, o lingură de suc de lămâie, un praf de sare, 120 de ml de ulei, 2 ouă mari, fructe, eu am congelate aici, un zahăr marinat, un praf de copt, niște ciocolată, pentru cele cu ciocolată. Haideți să ne apucăm de treabă. Zahărul și cele două cani de făină. Și amestecăm până se omogenizează totul. Le băgăm la cuptor pentru 17-18 minute, nu mai mult pentru că formele sunt mici, sau facem testul cu scobitoarea. Brioșele sunt gata. După ce se răcesc, se poate adăuga în top frișcă și să le ornăm. Sper că v-a plăcut rețeta. Data viitoare. La revedere! Și pentru că mi-a rămas puțin aluat, o să fac și o recetă mică. Suntem. Am făcutat dura 20x25 fie de cop. Plăcinta noastră cu fructe este gata. O să se răcească și apoi o să tai o secțiune să vă arăt cum arată. Am tăiat și o secțiune după ce s-a răcit. Arată foarte bine și foarte gustoasă. Poftă bună!